Dumitru Untilă este candidatul partidului nostru la funcția de primar al orașului Cimișlia. Dumitru Untilă este cunoscut în rândul sportivilor din Cimișlia și raioanele vecine ca antrenor de box la Școala Raională Sportivă, membru al Federației de Box din Republica Moldova, profesor de educație fizică la Liceul Ion Creangă din orașul Cimișlia. Vreau ca să stimulăm sportivii din sate, vrem ca să ridicăm sportul în sate și de aceea, sincer, vreau ca să contribui la cei ca acești copii să fie motivați ca să lupte mai departe, ca să obții rezultate frumoase la ei acasă, la ei în țară. Ștefan Obrogean Asabia. Toate meritele și toate succesele sunt doar datorită antrenorului, care îi mulțumesc din suflet. Dumitru Untilă este liderul echipei de voluntariat Tinerii în Acțiune din Republica Moldova, organizator al multiplelor competiții sportive, box și K1, la nivel local, național și internațional. Sportivii de la Moldova se prezintă foarte bine, elevii lui Dumitru Untilă sunt niște sportivi foarte bine pregătiți. Organizator al acțiunilor de caritate privind integrarea în societate și ajutorarea copiilor străzii în conlucrare cu Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei Cimișlia și Secția pentru Minori a Poliției Cimișlia. Noi putem prin sport ca să îi aducem pe acești copii, să îi educăm copiii, ca să îi dezbatem de la influența străzii. Inițiatorul campaniei Fă un copil fericit, acțiunilor civice, dezăpezirea orașului Cimișlia și Cimișlia un oraș curat. Implică-te în orașul tău, nu fii indiferent. Votați Dumitru Untilă, votați echipa partidului nostru.